Pentru a vedea ce salarii vor avea în 2019 demnitarii, ne reamintim formula de calcul și anume coeficientul. Acesta reprezintă un indice stabilit în legea salarizării și este acordat ierarhic în funcție de postul pe care îl ocupă, înmulțit cu salariul minim brut, care, așa cum știm, a ajuns pe 1 ianuarie 2019 la 2080 de lei. Ce presupune exact acest calcul? Avem aici câteva exemple de funcții și vedem la ce sume vor ajunge salariile acestora. Președintele României are coeficientul 12, îl mulțim cu salariul brut, așa cum vă spuneam, și ajungem la un total lunar de 24.960 de lei. Premierul și președinții celor două camere ale Parlamentului au un coeficient mai mic cu 0,5, adică 11,5. Asta înseamnă că salariul acestora crește la 23.920 de lei. Membrii executivului vor primi în 2019 21.840 de lei în fiecare o lună, având un coeficient atribuit de 10,5. Dacă vorbim de parlamentari, aceștia au prevăzut în legea salarizării un indice egal cu cel al prefecților și al președinților de consilii județene, și anume 9, ceea ce reprezintă un salariu brut de 18.720 de lei. Trecem mai departe să vedem și cât vor primi primarii. Edilul unui oraș, de exemplu, în funcție de numărul locuitorilor pe care îl au respectivul oraș, are un coeficient cuprins între 5,5 și 7,5, ceea ce înseamnă că la finalul lunii va încasa aproximativ între 11.000 și 15.000 de lei. Bineînțeles, primarul unei comune va primi mai puțin, și anume aproximativ între 8.000 și 12.000 de lei. Odată însă cu majorarea salariului minim brut, au crescut evident și pensiile demnitarilor, luăm de exemplu pensia unui parlamentar. Formula de calcul pentru aceasta este 0,55 înmulțit cu salariul brut pe care îl are o astfel de funcție, și am stabilit că este 18.720 de lei, înmulțit cu numărul de luni pe care le-a lucrat, dar nu poate avea mai puțin de un mandat, adică 48 de luni. Facem totalul și obținem 4.940 de lei. Aceasta este pensia pe care o primește un fost parlamentar, dar, bineînțeles, crește dacă vorbim de un ales cu două sau chiar mai multe mandate.